22 de ani. Și are aceste... revine, evident, eu versurile să le iau. Versurile din prima strofă devin început pentru fiecare celelalte strofă și ultima strofă este prima strofă citită de sus, de jos în jos. Există o capcană în ceea ce privește înțelegerea și asta vreau să spun în general despre Eminescu. Genialitatea lui Eminescu este mai presus de orice comentariu, oricât ar fi de elogios sau oricât ar fi de precis făcut. Nu Eminescu este problema noastră, în clipa de față este modul în care îl receptăm noi pe Eminescu și în această și în măsura în care știm să-l valorificăm pe Eminescu în zilele noastre, un Ilie Bădescu, profesor universitar, fost director al Institutului de Sociologie al Academiei, arată că Eminescu reprezintă o cheie, poate singura cheie care ne permite să interpretăm prezentul și care să ne ducă la o soluție de salvare. Mai trebuie spus, de exemplu, că ambasadorul Braziliei, cu vreo câțiva ani în urmă, a venit să mulțumească României și, în mod special, lui Eminescu, fiindcă pe baza studiilor de economie politică puse în evidență de Eminescu, Brazilia și-a conceput planul de salvare și astăzi știți că este una dintre țările BRICS, dintre țările emergente. Deci, problema este cum îl înțelegem și cum îl valorificăm. Și de data asta, fiindcă ați spus problema, ne-ați citit glosa, este această... Întâi citim, pare rău că l-ați citit pe un ton trist. E un ton mobilizator, poate fi. Că zice, ce e rău și ce e bine, ce e val ca valul trece. Să ne înțelegem, esența mării nu este valul. Esența mării este profunzimea ei. Valul sunt modele. Valul sunt lucrurile care trec. De ele să nu te agăți. Dar nu că ce e rău și ce e bine, adică ce e val ca valul trece și tu rămâi la toate recepte. Nu este un îndemn la resemnare. Nu este un îndemn la abandon. Nu este un îndemn la a te închide în tine. Nu este o filozofie din aceea de, mai știu eu, de pe unde împrumutată. Este un îndemn. Nu vă lăsați ademeniți de modele trecătoare, fiindcă acelea sunt valul. Ce e val ca valul trece. Dar esențele, și a vorbit și dumneavoastră și a vorbit și invitatul nostru special care l-am avut, esențele rămân. Atenție, există, de-aia am vrut să subliniez că acest tu rămâi la toate rece nu înseamnă stați liniștiți și nu vă pasă de nimic că ce e val ca valul trece. Nu. E vorba să nu te lași ademenit de valurile acestea de modă, cum este acum, este marxismul ăsta cultural și astea. Nu astea sunt. Adică să rămâi pe linia ta. Și cu privire la să rămâi pe linia ta, vreau să vă spun că există un articol tradus în limba română a unui gânditor american de curând, 2018, Estolen, și e bine să-l căutați pe internet, care spune nu încercați să fiți ca Irlanda, nu încercați să fiți ca Belgia, nu încercați să fiți ca ceilalți, fiindcă ei nu mai sunt decât niște umbre mai mult politice. Voi trebuie să fiți cei care sunteți. Iar pe de altă parte, apropo de Occidentul care așteaptă de la noi contribuțiile noastre, mari, mici, bune, rele, niște contribuții avem acolo. Așa? De exemplu, acest Junckers, Jean-Claude Junckers, da? Când a venit în fața Parlamentului, a zis, voi trebuie să fiți artizanii păcii în Europa și în lume. Sarkozy, când a vorbit tot în fața Parlamentului, de asemenea a spus, avem nevoie de inițiativa voastră. Papa, înaintea lui, a zis, vei fi făcător popor, făcător de pace. Și aici, un demn evident a fost cu referire la să te ții de stânca tare a Sfintei Scripturi. Așa că
tot ce am spus este și cu asta închei, să nu vă lăsați, să înțelegeți, trebuie aprofundată și înțeleasă bine, sunt și comentarii, sunt de toate, să nu ne lăsăm păcăliți de acest tu rămâi la toate rece, fiindcă nu se pune problema să abandonăm și să fim nepăsători, ci să nu ne lăsăm, să nu fugim după chimere. Cam asta ar fi. Mulțumim mult, domnule.